Începe treaba, doamnelor și domnilor, avem o cronică de modă. Cum știți că noi putem așa, în dulcele stil clasic al nostru, împreună cu Andreea Simona și Alin Gălățescu. Bună seara, bună ziua. Bine te-am găsit. A venit Andreea. Bună seara. Am văzut că a venit Andreea. Era și culmea să n-o vezi, ca să zic așa. Da. Da, era cam imposibil. Vezi, ce zic, am greșit eu cu ceva. Bine ați venit. Sunteți voi foarte drăguți, băieți. Bine v-am găsit. Ce anume? Sunteți voi foarte drăguți, ca de obicei. Lasă că doar complimente aici, mă simt. Lasă că și dumneata dai dovadă specială. După cum ai venit să te îmbraci acum. Ce om spune și noi? Acum. Eu țin cu primăvara să vină cât mai repede. Ține cu primăvara, dar e un autentic all black, așa. Îmi place varianta ei nouă de soluția simetrică a rochei. Oricum lucrează intens pentru o... Așa. Se vede foarte frumos. Mulțumesc, da. Noua colecție, preview, așa. Aha. Pregătește 29, mai avem câteva zile, mai avem două săptămâni, până la soare de la mod, unde neapărat vă aștept la Hilton. Și azi am discutat cu cam toți designerii, avem o muzică live, făcută absolut... unic pentru noi, de Corina Sucarov, care e o cântăreață de punk în general, dark punk. Are un stil într-adevăr foarte exclusiv și diferit față de tot ce e pe la noi. Și care acum, aseară, am stat foarte mult, am lucrat împreună, am făcut un playlist pe care trebuie să-l recompună. Va fi, wow, foarte spectaculos. Și două săptămâni de lucru nu e așa de mult, nu e așa de puțin. Și mai ales în perioada asta în care încercăm totuși să ne ținem creierii și creativitatea în priză. Pentru că e foarte greu. Adică am discutat foarte mult designer și sunt pur și simplu blocați. Eu de multe ori, când intru, cel puțin când intru în știri în acest dezastruos război pe care sperăm să se oprească, pur și simplu mi se blochează creierul acolo. Este atât de dramatic, mai ales când am copil și toate dramele ale copilului, efectiv simt cum sunt rănit milimetru cu milimetru. Este imposibil să nu te gândești ce ar fi dacă. Și atunci clar că ținem dacă intrăm în jocul cu ce ar fi dacă ar fi, e chiar dacă monstruos. Da, este groaznic. Dar, avem nevoie să ne menținem și pentru mine evenimentele de tipul ăsta și gala avant-premier, care va fi fix peste o lună după aceea, jur de 20 aprilie înainte de Paște. Asta am discutat și cu Andreea astăzi. Lucrează și pentru acolo, e invitată special. Acolo sunt mult mai puțin designer. Alin, evenimentele tale cred că sunt cele mai importante pentru noi toți, așa că e foarte drăguț. Și discutam cu ei că au nevoie de creativitate, au nevoie să se scufunde în ceva frumos, în ceva care îi reprezintă ca pasiune, pentru că dacă stai față în față cu genunea în fiecare zi, până la urmă te absorbe. Te absorbe în interior, te stinge și forma de ieșire și de luptă, în niciun caz nu este inactivitatea și șoc. Și din potrivă să faci ceea ce știi mai bine. Pentru mine asta reprezintă evenimentele astea, care fac cu foarte mare eforturi. Dați seama că în ziua de azi numai să finanțeze astfel de evenimente nu e simplu. Și mai ales că o fac din propriile mele finanțe, ceea ce e sinucigaș de multe ori, dar asta e. Dar e nevoie ca să respire, e nevoie ca să am alături niște oameni extraordinari și să simțim că măcar noi putem să transmitem un mesaj de frumos, ceea ce e esențial. Ia, doamnelor și domnilor, așteptăm evenimentele frumoase. Hai să vedem, să ieșim din intersecție, ca să zic așa. Mai ales că suntem la două zile după două imense ceremonii de premiere pe care le-am pus din la America, pagina de Facebook. Avem o fotografie de acolo. Avem două, dar și în America și din Londra avem premiile BAFTA și premiile așa. Critics Choice Awards. Partea bună este că se întâmplă în lume și se revin la memoare și avem ce să vedem și ne bucurăm din nou de Oscarul va fi chiar pe 29, deci exact după ce terminăm Soare de la Mod, noaptea trebuie să fac cronica pentru OK Magazin a nopții de aici Oscar. Aici avem pe Ana Morodan. Îmi place look-ul Anei aici, wow! Arată foarte bine, o ținută all black reușită, da? Eu aveam o pasiune mare pentru bastoane, aveam o colecție imensă, luată de obicei din Paris sau din Londra, vreo 20 de bastoane, toate cu element de argint, nu știam, am fost și la niște jurii, eram cu baston, erau jurii internaționale cu niște agenții franceze, da, e foarte bine. Cu micul prieten al Andrei, acolo lăpărțat așa, pe care eu nu-l înțeleg, adică...
într-o oarecare scârpă. Este considerată... Exact, și în dimensiunile care se poartă în momentul de față, de câțiva ani de zile, și se care merge foarte bine 25 ca dimensiune și mi se mai poartă 20-30. Vorbim cu specialist. Bine că nu-i 27, chiar era dramatic. Sau cele de 20, chiar și mini Kevin. Deci ai înțeles, mă, Morise, te duci acasă și te întreabă fata. Ai 25 de centimetri? Și dacă e mai mare, ăsta se poartă. Aia e nasol că trebuie să o tai. Nu, dar n-ai auzit că se poartă și mini, ceea ce... Da, mini, și cele mini sunt și mai greu de găsit. De când se poartă mini pe lumea asta? Nu știu ce vrei să spui. Sunt și mai greu de găsit, sunt mai exclusiviste. Mai greu de găsit astea de 25. Vorbesc foarte... Nu, și cele mai mici, mai mici de atât. Mini bag-urile de la ei. Băi, Andrei, mă, greia găsești ușor, crede-mă. Nu mai contează mărimea, pentru asta merge mai departe. Dar oricum e foarte bine. A fost Ana Morodan, e bine. Mai departe, ia. Și are multe elemente care se folosește foarte bine. Sora noastră, Ana Maria, albăstrică, albăstrea. E lejeră. Ăsta nu e mini, ăsta e maxi, nu? Ăsta e maxi, dar dacă nu mă înșel, este chiar un croco. Și atunci, pentru croco, că l-a observat în umbră fiind, deci fără să aibă reflexie pe el. Mi-am dat seama după inserțiile de pe piele. Dacă te uiți, Alin, atent de aici, se observă și atunci îți dai seama. E foarte bine. Format, e o ținută de vacanță sau de Dubai, că ea văd că stă destul de mult pe acolo. Foarte bine. Imprimeu e un imprimeu folosit. Merge croco cu hăinuța? În mod normal merge într-o aceeași tonalitate să le sau un contrast. Aici boala Hermesului e că merge cu orice. Facem excepție datorită... Eu nu l-aș fi folosit. Aș fi folosit ceva. Ceva, un maro sau un roșu aia contrapun zic. Cu albastru, dar eu cred că paia o avea cu ea în plimbarea respectivă și atunci a pus-o la fiecare ținută. S-a uitat pe care dintre alea 10 să le ia și s-a potrivit. A luat-o doar pe asta. Morise, te duci acasă, ce după ce te întreabă dacă e de 25 de centimetri, te lauzi că este. Ca să nu dai, se poartă, după aia se uită la tine. Da, e croco? Baur. Tu te uiți în jos așa, dar te uiți că ești timid, nu de altceva. Da. Adevărată e istorie. Și ai scăpat. O să vă povestesc eu când o să avem mai mult timp care e treaba și cu ele, că nu sunt ușor absolut deloc de obținut. Și atunci Ana, probabil că e la un VIP list, altfel n-ar avea în mână așa ceva. Deci mai contează când e croco în imagine. Asta am vrut să spun eu. N-ar ține așa ceva. Nu contează cromatica, dacă e croco, atunci iertăm cu albastru, cu alb și cu negru. Poate să fie și galben. Ai trăit degeaba dacă nu e croco. Și dacă l-ai, folosești la orice. Da, eu n-aș fi pus aici, dar asta e altă discuție. Dar oricum e foarte fresh. A fi fresh, sau a nu fi, croco. Da. Merge mai departe, fără asta croco, este, prietena asta ta. Asta e noua linie semnată chiar de Anca Țurcașiu versus Atelier Bolero. E absolut magică, Anca. Mi se deci pare îți place? Impecabil. Nu mai că îmi place. E, deci am are talent. E conceptul tău, Alina, aici cumva? Dacă da, nu mă da, a fost oarecum o plăcere a mea de a lucra cu Anca în acest și în această shooting. Eu am văzut-o la un toc-toc cu o piesă a ei chiar de câțiva ani, foarte bună piesă, magică, iar aici este încântătoare. Arată din ce în ce mai bine, nu știu ce se întâmplă, dar arată din ce în ce mai bine. I-a reușit aici și make-up-ul, combinația cu părul acela a lăsat așa ușor pe umeri, dar cu negrul total look, ca să zicem așa. Are și nu se vede foarte bine, e o asimetrie, e un joc de smoking mat, exact, lucios. Am ales special sandaua asta un pic urbană, astfel încât să rimeze cu rochia, care e extrem de urbană. Deci explică, e minunat. Astea sunt concepțiile și viziunile ei. Astea sunt concepțiile și viziunile ei, împreună cu Atelier Bolero, cei care mișto, le pun în operă. Deci e ok, foarte talentată. Nu e foarte mișto, e foarte mișto. Și pus într-o lumină extraordinar de stylish, datorită ție, Alin, nu? Acum, am înțeles. Da, am și cu cine. E foarte doamnelor reușit. Și domnilor, dar pupați-vă, mai răsfirați, mă, mai răsfirați. Aș, merge mai departe. Carmen de la Sălciua. Wow. De la unde? De la Sălciua, dragă. E o localitate. Bă, oameni. Sălciua o cheamă. Un fel de... Ea cânta împreună cu Culiță Sterp. Ei s-au despărțit, au fost o... Cu Guriță Sterp. Ascultă-mă, 10 de milioane de vizualizări pe YouTube. Nu te uita. Eu am dorit cu Jean de la Craiova. Jean de la Craiova e clasic, mă. Și cu trei țudezi îndus pe Cluj. Bă, are 52 de ani. N-arată și arată de 40. Da, când mi-a zis, eram cu Axinte, care a
stat colegul meu de bancă în avion și mi-a povestit, bineînțeles, tot. Da. Dincolo de niște bancuri foarte mișto. Și mi-a zis că are 52 de ani. Jean e impecabil. Impecabil și la vârsta lui. Și toată lumea moare după el. Mi-a arătat, au venit să-i turneu din America. Era isterie, era Justin Bieber by Romania. Păi, nu, și Jean e în zona asta de manele. E un tip simpatic. Foarte simpatic. Decent. Puștai. Surprinzător. Sunt alții cumpliți. Jean este spumă. Foarte haios, e, foarte haios. E spumă. Iar femeile alea erau misterie. Carmen de la Sărciua, te rog frumos, nu mai dă piață. Într-o zonă, clar, vrea să impună un standard opulent până la locomanda, extrem de încărcat. După mine, cam chici. Tot jocul ăla de marmură cu Versace, cu imprimăm la Versace de pe covor, ostentativ. Ea, în principiu, în poze nu e bine să-l lași cap așa într-o parte. Denotă ezitare, vulnerabilitate. Aici vrea să fie un pic sexy, așa, da, un pic feminină. Ea cred că vrea să fie jucăușă aici, nu? Un pic, nu e când jucăușă, meditativ, așa. Nu e, nu e jucăușă deloc. Am înțeles. Dar nu mă încântă foarte mult. Deci, e frumoasă. E frumoasă, dar frumos în sensul neprofesional al termenului. Contextul nu este tocmai cel mai reușit de această dată. Dați fiind faptul, dacă ne uităm cu atenție, chiar la textura salopetei, este una foarte lejeră. Exact, duceți spre misoni. Și atunci acest gen de textură a materialului îl porți în medii deschise, în țările calde. Sau măcar într-un garden party sau ceva. Garden party. În niciun caz nu pe mobil asta. Aceasta impune o altfel de ținută. Și cred că și poza a fost prelucrată ciudat. Pentru că au dat de mult contrast, probabil ca să scoată în evidență. Păi marea majoritate, Alina, acum pe Instagram, știi și tu că sunt mărcate din capul au transformat picturile alea, zici că sunt alea trase la Xerox, știi? Asta nu știu exact dacă sunt chiar originale. Păi nu arată, nimeni nu lucrează atât de hiperrealist pe subiectele respective. Moris, tu la ce te uiți? Când te uiți la poza asta, la ce te uiți mai atent? Covorul ăla, nu mă știu gândeam, unde da. Hai, lăsați. Deci dacă ar fi purtat această salopetă în altă locație, să zicem că poate deci și-a tras-o prea sus și-a băgat-o, ca să zic adică așa. Vă rog, da, și-a tras-o prea sus. Putea să o lase un pic mai departe, jos. Doamne, e vorba și-a acoperit sânul măcar atât. A vrut să arate altceva aici. Emma Uta. Da, un styling, mie îmi place, Emma. Mie îmi place. Am văzut-o în ultimele postări, pe social media. Da, și stylingul este foarte reușit. Pantofii care sunt senzaționali și combinați cu mănușile automate, e gândită. Chiar ar putea fi croco. Ținuta. Sunt cei în Bottega. Croco nu e chiar pentru oricine, măi. Și... Băi, ea nu e oricine. La sânii ăștia e o cotă foarte ridicată. Eu cred că e de croco ea. Ea e de croco. E de croco, croco, și cu buzițele așa, eu nu înțeleg încă de ce mai continuă. E foarte talentată Emma. Cu sprâncenele care sar peste ochelari așa, mai au puțin și... E foarte talentată, e un make-up artist foarte bun la noi, să știi. Datorită ochelarilor, probabil, da. E în zona, a mers aici ca și styling în zona Balenciaga Vetman și i-a ieșit și datorită blugilor care îi taie din... Blugii, da, bidonașele aia scoase la vedere și cu burta goală la Balenciaga, săracu, care e auster, depinde cum le combini, dar deci mie mi se pare că ce vrea să fie. Și mânușile dau foarte bine. Ochelarii care sunt futuriști și care arată foarte grafic. Care sunt în același lucru. Iar cea mai reușită parte a ținutei este combinația între pantaloni. Vrei să întreb dacă a făcut Alex Body iubitul ei poza? Mi-e place partea de jos. Partea sus mi se pare un pic cam ostentativ, așa. Cam un pic vulgărică, dar partea de jos e foarte trendy. Deci pantofii ăștia sunt o treabă, da? Eu nu știu. O să-ți arăt eu, să vezi că e. Doamnelor și domnilor. Mi se pare puțin mirată și puțin buzată, dar în general al și cunosucul ăla mic, așa, ca la... Uite și pe sora noastră. Da, cum îl cheamă? Lori. Aici... E la Paris, aici. La Paris. Da. Aici, când nu simte nevoia să ne arate cât de sexy mai este... E ok. Arată foarte ok. Deci, nu știu, geanta aia mă rezervă pe ea, cu toate că e de brand, dar... Și poate merge cu Adidas. Deci, Loredana ar trebui să se străduiască mai puțin asta. Puțin. Dar arată foarte ok, e o femeie superbă. Sânii când sunt așa, mă rog, sugerați, evident că se văd. Adică știi ce e acolo, trebuie neapărat să-i dai în ochiul privitorului. Mie mi se pare foarte bine, una dintre cele mai frumoase poze ale ei din ultima perioadă, pentru că e normală, e urbană, e pe stradă. Și imprimeul ăsta military transformat cu accentele romantice e übercool.
Army Style, reușit, da, da. E lejer pentru o plimbare la Paris. De brențe, da. Da, atunci poate că ar fi mers într-o altă combinație, în schimb, da, ea poate e un maro, poate un, da, e într-un green, casual smart, foarte, foarte, foarte easy, da, to foarte wear. Bun. Merge însă cu Adidas, da, și merge de floare așa pe, da, 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 sigur, sigur, sigur. Merge de, e negare, de floare, e o idee de pace până la urmă. Au pus cătușe florilor, am înțeles. Se potrivește foarte bine. Aici este exact contrariu. Florile cu ceresc lumea foarte interesantă, îi de e. E foarte, da, actuală din nefericire. Bun, hai să mergem mai departe. Ce mai și avem? Bine și poza. Aici este Vika Blochina. Vika, da, da. Pare a fi în Mykonos, dacă nu mă înșel. Aici. Dar după ce îți dai seama? Am văzut-o. Am închele restaurantul ăsta de vreo 2-3 ori. Cristi, ne cunoaștem și am văzut niște posteri la ea după portretul acum câteva săptămâni și a fost într-o vacanță. Ce are Mykonos, dar după ce îți dai seama, știi, asta era ideea. E interesant, interesant tablou la pop antic, așa. Așa, deci, kimono cu accesorizat cu pene de struț, Vika îi vin foarte bine. Repet, bine, știe să le poate, și, adică e între, da, puțini oameni care bine chiar poartă. În plus, ea pune, știe întotdeauna să pună un accent foarte bun asupra, da, pantofilor. E un contrapunct. Pe care, da, pe care toată lumea ar fi pus niște pantofi argintii. La ținutele pe care le alege. Ceea ce ar fi devenit totalmente boring. E un contrast metalic și un contrast plăcut. I-a pus un contrapunct foarte bun. Foarte absolut. Bun. Și culoarea anului. Adică, da, ne-a arătat că deci e reconesor. Poate, da, da. Aia râde foarte instagramist, așa, ca pe spate, așa se vadă dentisorii. Adică, na, are, se vede că știe. Știe și stă bine în locul ăla. Adică, da, e coerentă de Mykonos sau nu, dar da, da, e perfect. Da, da. Am mai văzut-o și în alte nuanțe. Și poza în sine e foarte potrivită. Adică, e un tipul meu de poză în care, într-adevăr, simt și densitatea ansamblului și ansamblul definește personajul. Ok, hai mai departe să mai vedem ce mai e. Foarte frumoase pozele selectate. Ruby. Ne întoarcem din nou la platformele acelea. Curvetă XXL, ieftin. XXL. Da, platformă XXL, da. De fugit cu ele. Deci, mult de XXL. Pentru ceea ce vrea ea să transmită, scurtă, decoltată, tatuată, înăltuță, că e foarte scundă pe astea. E probabil într-un studio foto, deci poate să fie un editorial. Și atunci cu siguranță e okay. Este, da, și machiajul, un editorial, o ședință foto. Cercelul și ăștia inimioară merg cu penele alea din toate părțile. Nu e rău, nu e bine, e editorial. Partea bună și pozitivă a ținutei este că a optat pentru pene albe, da? Și atunci o pune în evidență. Dar de ce nu poate ea să găsească niște platforme mai civilizate decât pornache? Pentru că s-a creat o isterie în ultima perioadă cu aceste platforme în rândul tuturor fetelor. E deschisă piața pentru gluma asta, da? Și mai ales că le poate purta. Înălțimea îi permite să poată purta așa ceva. Vă imaginați pe mine dacă m-ați vedea pe așa ceva, păi cred că... Nu te-am vedea, adică... Exact. Andreea, coboară tu așa ceva, ferească Dumnezeu și mai cu și atunci pe ea și o doar la Tom Ford ăsta și ne uită la ea sus dacă da, mai hai să vedem și o temă pe care ne-a lansat-o Alin la finalul întâlnirii noastre. Ia să vedem, doamnelor și domnilor. Ea este Lady Gaga. Aici o vedem la Critics' Choice Awards. Ia zi. A fost singura care a reușit în aceeași zi, bine adunită fusului orar, să fie prezentă, fiind nominalizată pentru House of Gucci, da? Să fie prezentă și la Los Angeles, la acest Critics' Choice Awards. Sunt premiile dinaintea Oscarurilor și la Oscarurile britanice, premiile BAFTA, care erau în aceeași seară. Doar păi că cum a făcut? Datorită fusului orar, practic cât a câștigat ca ore. S-a suit în avion și a fugit acolo. Exact. Excelent! Deci a reușit performanță și a strălucit. Iată la aici, ambele la BAFTA, ținute, da? Absolut fabulos. Da, deci, arată fabulos. Este reinventarea asta e pe neoclasic, wow. Este impecabilă. Impecabilă din cap până în picioare. Și cu și ambele rochii și diferite ca principiu. Asta e un principiu foarte clasic. O rochie structurată și glam. Cu o trenă lungă, cu poșetă neagră, cu ceva cu pene de struț, da, atașate corespunzător. Iar cealaltă, da, era aproape avantgard. Avea accentele solis pe sâni. Avea o trenă, dar o trenă de cu totul altă natură, o trenă circulară. Avea contrast de culoare, avea mâneci auxiliare. Și acel decolteu care este cu o tăietură dată... senzațională, foarte greu de obținut, da, și foarte lucrată. E impecabil. Da. Și a strălucit în ambele
în ambele ipostaze. Apariția să dai două lovituri de genul ăsta e foarte singura, da. Singura din lume care a reușit performanța asta. Mulțumesc foarte mult. A avut și mare succes cu House of Blues. Andreea, mulțumim, Alin. Și noi mulțumim. Și ne vedem pe 29. Vă aștept pe 29. 29, vorbim până atunci, nu uitați!